Salutare, prieteni! Azi suntem prin București. O să merg la un domn avocat pentru că am o problemă de rezolvat. Eu o să vă arăt ce fac în fiecare zi. Că vreau să știți despre mine, prietenii mei și toți fanii mei care mă iubesc. Nu vreau să fac nimic fără să știți. Și dacă e vorba de o gagică, și dacă nu e vorba de o gagică, și dacă se întâmplă ceva cu mine, vreau să vedeți și voi. Să vedeți și voi. Uitați-i la pala la Becali. Vedeți, prieteni? Lume multă. Acolo este palatul lui Becali. Salutare, prieteni! Ne aflăm în București și iar am plecat singur prin oraș. Uitați, vă arăt și vouă orașul, iar Bucureștiul. Acum am venit în zona de nord a Bucureștiului. Până acum am fost în alte zone și am arătat și voi merge la Mall Băneasa. Prieteni, ne aflăm la Mall Băneasa. Deci aici ne aflăm la Mall Băneasa, ca să vedeți și voi Mall-ul Băneasa. Vedeți? Deci ăsta este Mall Băneasa. Acum opresc în parcare. Și o să merg și eu în mall, nu știu dacă o să filmeze înăuntru, că nu știu dacă e voie sau dacă ne dă voie. O să vedem, dar o să revin și o să vă spun și vouă ce fac. Prieteni, sunt în parcarea mallului Băneasa din București. Cobor și eu din mașină. Dar aștept să coboară vecinele. Acum o să cobor și eu. Deci, prieteni, vedeți și voi. Deci, vedeți, uite, să vă arăt acum mall-ul. Vedeți? Acolo este intrarea. Pentru cei care nu știți, Mall-ul Băneasa din București. Aici este mall-ul de fițe, de fapt, cel mai scump mall din București. Deci, cel mai scump mall din București aici este la Mall Băneasa. Iar chiar puteți să întrebați pe oricine. Să întrebați pe oricine, prieteni, să vedeți că nu vă mint. Vreți să mai vă arăt și vouă aici ce se petrece? Nu știu dacă sunt terasele aici, dar mi-e cam rău că n-am mâncat nimic. Stau să bem un suc, o cafea. Cred că e deschisă terasele astea. Normal, cred că sunt deschise. Sunt deschise terasele, dar nu știu dacă sunt deschise. Ba da, sunt deschise. Ia vedeți și voi. Vedeți, prieteni, cum arată terasele așa? Așa arată terasele. Stați așa să trecem pe la trecerea de pietoni. Salut, salut! Vrei să te vă bag în vlog? Serios? Vino să te bag în vlog aici, vino încoa. Să zici tu două cuvinte ca să te vadă. Ca să te vadă toată lumea. Salutare, prieteni. Ne aflăm la Mall Băneasa. Aici suntem la Mall Băneasa, vedeți? E în spatele meu, e în spatele meu mall-ul. Nu avem voie să filmăm, acolo afară
E muzică și din cauza asta nu filmăm prieteni. Am venit să mă întâlnesc cu domnul avocat. Deci am venit să mă întâlnesc cu domnul avocat pentru ca să rezolv ceva. Nu știu ce să mai vă zic, prieteni, pentru că nu mai am nicio inspirație. Problema este că nu mă simt bine, mă simt foarte rău. Vedeți, prieteni, Mol Băneasa. Vedeți, prieteni, aici veneam eu cu Dana. Chiar pe intrarea asta intram. Să-mi iau și un covric, prieteni, pentru că mi-este foarte rău, nu mai pot. Mi-am făcut insulina și n-am mâncat nimic. Prieteni, o să merg să-mi iau și un covric, pentru că chiar am murit de foame. Deci este ceasul 3 aproape și n-am mâncat nimic. M-am trezit de dimineață la 8 pentru că să merg să vorbesc cu avocatul. Mi-am făcut insulina și n-am mâncat. Chiar am uitat să mănânc. Deci, prieteni, acum o să mănânc și eu un covric, ia să vedeți și voi ce covric, ce... Sau poate o bucată de pizza. Pizza! Ce este mai moale, pitufa asta sau ce e? Cu ce e? Dar e mai moale sau ce e? Ai mai proaspăt asta? Adică scoți mai acum din cuptor, ai ceva? Ai? Ce e scos din cuptor acum? Nu, dar de asta pituță, dar... Nu știu. Dați-mi povrige cu ce. Unuca sau caise? Unuca? Unuca și mire sau caise? Unu cu nucă și unu cu caise. Și dați-mi și un soc. Pan. $14.50, așa de scump. Cât e un covric? Cât e un covric? Dă-mi niște șervețele, te rog. Aici mi-ai dat și bonul, da? Mulțumesc frumos. Deci mi-am luat 2 covrici, prieteni, și o sticlă de suc. Trebuia să-mi iau o apă. Deci o apă trebuia să-mi iau. Dar asta este, prieteni, vedeți cum mă descurc eu la București. N-am avut timp să mănânc, dar problema este că nu prea mai am nici bani. Dacă patroana m-a lăsat așa, m-a lăsat și patroana să mor.
Vedeți, prieteni? Așa este. Treburile mele cine rezolvă? Cu avocații, cu tot în regulă, că eu sunt un bărbat cu probleme. Nu sunt un bărbat fără probleme. Să caut cheia de la mașină acum. Să caut cheia să... ca să urc în mașină. Să urc în mașină, prieteni. Normal ar trebui să merg să spăl mașina. Mă scuzați, prieteni, dar vreau ca să vă pun și vouă să vă mă filmez. Nu știu cu ce este. E cu Kaiser. Gata, prieteni. Acum ne vedem. Să vedem și cornul ăsta cu ce e. E cu nucă, prieteni. Deci este un cort cu nucă și cu miere, cred. Da. Vedeți? Am venit la mall. Aici n-ai ce să mănânci. Cu suma de 30 de lei, cum am mâncat acolo la centru vechi. Prieteni, îmi cer scuze că vă țin cu mine până mănânc. Dar asta e. Ar trebui să mai mă duc jos. Pentru că trebuie să mă spăl pe mâini. Pot să văd dacă am vreo sticlă de apă în portbagaj. Stați puțin, prieteni, că o să vin.
Nu am primit nicio sticlă de apă. De nicio sticlă de apă nu am. Chiar nu știu ce să fac, cu ce să mă spăl, dar o să mă spăl cu puțin suc. M-am spălat cu suc, prieteni. Iar m-am spălat cu suc. Pentru că n-am avut cu ce să mă spăl. Iar am pus mâna pe col și iar m-am întărit. Mă scuzați, prieteni. Prieteni, acum plecăm de aici, de la mall. Am mâncat și eu doi covrigi. Și astea pot destul de scumpe. Nici nu mai știu pe unde s-o iau, prieteni. Deci chiar nu mai știu pe unde să o iau. Asta va fi drumul. Deci chiar nu mai știu pe unde să o iau. Dau iar drept înainte. Deci o luăm înainte, ștergem puțin ochelarii, pentru că e soare și eu nu pot să conduc fără ochelari, dar nu e problema că ochelarii sunt de soare sau nu, eu nu văd din cauza la diabet, cred, pentru că nu văd cu, când mă uit de exemplu la soare și razele de soare mă fac să nu mai văd. Și problema că văd foarte, foarte încet, adică. Oricum sunt bolnav terminat. Dumnezeu e mare. Salutare, prieteni. Astăzi pregătesc o salată de ceapă și roșii. Deci tai ceapa verde, o tai bucățele, inclusiv verdeața de la ceapa verde. Deci vedeți, prieteni, o să fac o salată bună pe cinste, că n-am mâncat în oraș, am mâncat doar doi cornulețe.
Adică am mâncat... am luat două cornulețe, două cornuri cu gem și nu prea am voie să mănânc dulce. Problema e că am făcut insulina și nu mâncasem. Uitați, aici am jumătate roșie. Jumătate roșie. Da, câmpiul este în cap. Deci jumătate roșie. Uitați, prieteni. Care o tai mai, bucățele mai mici. Tai jumătate de roșie. Am tăiat o bucată, jumătate de roșie și o introduc în bol. Și am pus doar... am pus doar... doar ceapă și roșii. Uitați acum, îi bag puțină sare. Așa. O amestec un pic. Deci un pic o amestec. Deci doar salată cu ceapă. Nu i-am mai băgat castraveți. O să bag și puțin ulei, prieteni. Că la salată e bun uleiul. Din trebuie că-i dă alt gust. Și o mestec. Îi mai punem puțină sare. Așa, o mestec. Și normal ar mai trebui puțină lămâie. Să vedem dacă avem. Mai avem lămâie, uitați. Mai avem o lămâie. O să tai pentru că mai am, vedeți, bag lămâia, adică stor lămâia, uitați, ca să stor lămâia asta bine, îi fac cu lingura. Deci stor lămâia asta toată, un sfert de lămâie și acum o mâncăm. Deci acum mâncăm această salată care am făcut-o eu. Vedeți aici, prieteni, mi-am cumpărat legume și asta ce trebuie. Vedeți ceapă roșii, ciuperci, care o să le fac mai târziu. Și le fac mai târziu. Deci, prieteni, acum vă spun, salata nu se mănâncă cu furculița, se mănâncă cu lingura, așa. Titan aici, prieten. Are gust mai bun cu roșia cu ceapă. Extraordinar de bună, prieteni, salata. Vă recomand și vouă să faceți salată dacă vreți să mâncați post. Salată roșii cu ceapă. Puțin ulei și puțin sare. Vă pup, prieteni!